viața, ceea ce era o experiență mai importantă. Înaintea lui Dumnezeu, fiecare dintre noi suntem prețuiți prin valoarea prețului Domnului Iisus Hristos. Asta ne dă nouă valoare. Și aș dori să citesc un text din Vechiul Testament, de la Numeri, capitolul 12. La Numeri 12, Maria și Aaron au vorbit împotriva lui Moise, din pricina femeii etiopiane pe care o luase el de nevastă. Căci luase o femeie etiopiană. Și au zis, oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi? Și Domnul a auzit-o. Moise însă era un om foarte blând. Mai blând decât orice om de pe fața pământului. Deodată Domnul a zis lui Moise, lui Aaron și Mariei, duceți-vă câtești trei la cortul întâlnirii. Și s-au dus câtești trei. Domnul s-a pogorât în stârbul de nord și a stătut la ușa cortului. A chemat pe Aaron și pe Maria. Și ei s-au apropiat amândoi. Și a zis, ascultați bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Nu tot așa însă este cu robul meu, Moise. El este credincios în toată casa mea. Eu îi vorbesc gură către gură, mă descoper lui, nu prin lucruri grele de înțeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-ați temut, deci, să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise? Domnul s-a aprins de mânie împotriva lor și a plecat până aici. Iată, vedem din împrejurarea aceasta felul cum privește Dumnezeu pe Sfinții Săi. Ni se spune despre Moise că era cel mai blând om după fața Pământului. Și ni se spune că el se căsătorise cu o femeie etiopiană. Fratele și sora lui Moise au vorbit de rău împotriva lui Moise din pricina nevestei lui, din pricina cumnatei lor. Dar, interesant, au vorbit în dos. Și ni se spune cuvântul că Domnul a auzit-o. Măcar că era dos. A auzit-o. Nu i-a plăcut. Era o problemă care trebuia rezolvată. Nu se putea să rămână așa. Și atunci Domnul i-a zis lui Moise, zice, Domnul a zis lui Moise, lui Aaron și Mariei. Deci, Dumnezeu care a auzit ce s-a întâmplat, îi cheamă pe acești trei frați. Îi cheamă la o întâlnire specială. Duceți-vă câtești trei la cortul întâlnirii. Și s-au dus câtești trei. Îi cheamă la o întâlnire specială la cort, acolo unde era prezența lui Dumnezeu. În prezența lui Dumnezeu trebuia rezolvată o problemă. Și acolo, în fața cortului, Dumnezeu le spune lui Maria și lui Aaron, le pune această întrebare. Cum de nu v-ați temut, deci, să vorbiți împotriva robului meu? Cine era Moise față de Maria și Aaron? Era fratele lor. Dumnezeu nu întreabă cum de nu v-ați temut să vorbiți împotriva fratelui vostru? Deși era adevărat. Dar Dumnezeu înfățișează relația lui Moise cu el, nu cu fratele. Moise este robul meu.
fi fratele vostru, este adevărat, dar Moise este robul meu. Cum de nu v-ați temut să vorbiți de robul meu? Așa apreciază Dumnezeu pe fiecare din copiii lui născuți prin Domnul Iisus Hristos. Îi apreciază la valoarea Fiului Său, la valoarea jertfei pe care Fiul Său a plătit-o pentru fiecare dintre noi. Atunci când noi, din neveghere, gândim rău, vorbim rău, ne purtăm rău cu unul din credincioși, Dumnezeu ia aminte, Dumnezeu aude, chiar dacă n-am făcut niciun sunet sau n-am spus la nimeni, dar Dumnezeu ia aminte. Și nu lasă problema nerezolvată. Dumnezeu dorește ca noi să ne privim și să ne primim unii pe alții prin ceea ce a făcut Domnul Hristos în noi. Nu prin ceea ce vedem noi direct. A, e fratele cu tare. A, e sora cu tare. Cunoscuți, vecini, prieteni, tovarăși de lucru sau altceva. Aceștia sunt robii lui. Aceștia sunt copiii lui. Poți să te duci la copiii vecinului și să-i maltratezi în vreun fel, fără să stârnești reacția părinților? Nu poți. Poți să-l bați pe unul din copiii vecinului, fără ca părinții lui să vină să-ți ceară socoteală? Nu poți. Pentru că sunt copiii lor. Ei sunt prețuiți și iubiți de copii de părinții lor. Poți să jignești pe un copil al lui Dumnezeu prin cuvinte jignitoare, fără ca Dumnezeu să ia notă? Nu poți. Și iată că Dumnezeu spune că a fost foarte plin de mânie. Domnul s-a prins de mânie împotriva lor și a plecat. Și s-a mai întâmplat ceva. Norul s-a depărtat de pe corp. Norul era prezența lui Dumnezeu. În momentul acesta, când a apărut o jignire împotriva robului lui Dumnezeu, norul s-a depărtat. Prezența lui Dumnezeu n-a mai fost cu ei. Noi nu avem nicio putere în noi înșine. Singura noastră resursă de putere este prezența vie a Domnului Hristos în viața noastră. Dacă noi nu întristăm, cum ne zice cuvântul, să nu întristați pe Duhul lui Dumnezeu, dacă noi îl întristăm printr-o atitudine nepotrivită față de un frate sau față de o soră, prezența vie efectivă a Duhului lui Dumnezeu în viața noastră încetează. Nu că nu mai suntem mântuiți sau mai am pierdut mântuirea, ci călăuzirea și prezența efectivă a Duhului lui Dumnezeu, călăuzirea lui în viața noastră, se oprește. Intervine o despărțire de părtășie între noi și Dumnezeu. Iubiților, m-a mișcat lucrul acesta. Zice, cum nu v-ați temut să vorbiți împotriva robului meu? O fi el fratele vostru, dar mai presus de asta e robul meu? Iată cum trebuie să privim noi pe frați. Așa cum s-a spus, Saul era el învățat, era foarte bine educat, era un mare predicator și Dumnezeu îl prețuia. Tabita era o femeie simplă. Nu ni se spune dacă avea carte sau nu. Dar ni se spune că făcea o mulțime de fapte bune și de milostrie. Și Dumnezeu i-a arătat ei mai mult har. A înviat-o din morți. O mulțuia, o iubea. Și a înviat-o din morți. Vedeți, dumneavoastră, cum în casa lui Dumnezeu, fiecare dintre noi cei credincioși suntem prețuiți și iubiți la valoarea pe care a pus-o Domnul Iisus în noi. Cu cât noi suntem mai slabi, cu atât iubirea Lui se arată și mai înaltă și mai presus. Deci, iată, m-am gândit să luăm și noi seama cum iubim pe frații, cum îi prețuim pe frații, pentru că prin aceasta arătăm că îl iubim pe Domnul Iisus. Amin.